Suntem în legătură directă cu domnul Anatol Șalaru, cel care a fost ministrul apărării în Republica Moldova. Domnule Șalaru, dumneavoastră ați făcut prima dată această afirmație despre domnul Simion cu privire la aceste întâlniri. Acum vine și cel care a fost numărul 2 în serviciile ucrainene. Întrebare pentru dumneavoastră. Există vreo probă? Pentru că domnul Simion spune, domnule, să fac niște afirmații despre mine care nu au niciun fel de bază. Există vreo probă? Bună seara! Bună seara! Ceea ce am spus în primul interviu este că eu nu am niciun fel de probe, mă bazez pe declarația făcută de către fostul director SIS de Republica Moldova. Ceea ce au ucrainenii nu cunosc. Nu-l cunosc nici pe acest domn general și nu cunosc nici pe cei din serviciile din Ucraina. Declarația lor pentru mine a fost foarte interesantă. Nu știu pe ce s-a bazat, dar probabil că serviciile ucrainene, citind cu atenție acest interviu, știu cine a venit la Cernăuz, cine cu cine s-a întâlnit, dar ce fel de probe au, nu știu. Pe bun, în momentul acesta întrebarea este dacă există vreo probă. Pentru că dacă sunt doar afirmații, afirmațiile rămân ca afirmații. Întrebarea este, dumneavoastră când ați vorbit cu Serviciul de Securitate de Informații Secrete din Republica Moldova, v-au spus că ei știu sau că au probe? Ei au spus că au primit informațiile din Ucraina, că au probe despre întâlnirile lui George Simion cu Marc Căciuc. Și ce probe au spus? Și nu știu de unde a apărut informația că George Simion s-a întâlnit la Cernăuz cu Marc Căciuc, când eu am spus că s-a întâlnit la Chișinău, nu la Cernăuz. Și ce probe au spus că au? Imediat. Ce probe au spus că au? Directorul SIS de la Chișinău mi-a spus că au primit o informație de la serviciile speciale din Ucraina. Doar informația sau și vreo fotografie, filmări și așa mai departe? Nu am concretizat, fiindcă atunci, sincer vorbind, nici nu voiam să cred așa ceva. Păi stați așa un pic, domnul Șalaru, acum ne băgați și pe noi în ceață. Deci, pe teritoriul Chișinăului, nu Cernăuțului, vine unul din România care se întâlnește, de mai multe ori se arată că ar fi fost până în 2015 tot soiul de întâlniri cu taciuc ăsta. Bun. Și serviciile dumneavoastră nu sunt în stare să vă spună am confirmat sau n-am confirmat că la noi aici acasă, la Chișinău, rămâne doar așa, ne-au zis ucrainenii că ar fi venit aici la noi acasă să se întâlnească ăștia doi. Nu vi se pare un pic dubios că eu tare aș vrea să se lămurească această chestiune și v-am spus și data trecută. La noi în toate legerile a fost bau-bau ăsta cu Moscova. Pe de altă parte, chestiunea asta îl poate victimiza pe domnul Simion și să sară aurul în aer, de partea altă îi se poate face o nedreptate. Eu de jocuri de-astea așa, cu bau-bau, sunt sătulă, că la noi, știți, a pierdut alegerile 1, care cică era cu Moscova și după aia l-au pus secretar ajung la NATO. De asta vă zic, sunt chestiuni sensibile așa, trăirăm niște decenii post-revoluție în care bau-bau ăsta a funcționat. Revin cu întrebarea. Dumneavoastră, ca ministru, nu sunteți ziarist, ministru al apărării, n-ați zis, mă băieți, dar noi ce știm? Se confirmă? I-am urmărit și noi? Știm dacă pe teritoriul nostru vin spionii ruși să se întâlnească cu agenții lor din România? Și ar mai fi o întrebare mică cu un răspuns mic de tot, că cine-i Marc Căciuc ăsta? Hai, rog, domnule Șalaru. Haideți să lămurim lucrurile, fiindcă văd că există o confuzie. Serviciile din Republica Moldova știau exact unde și când s-a întâlnit George Simion cu Marc Căciuc și nu aveau nevoie de o informație când, de, nu ăsta, de la serviciile din Ucraina. Serviciile din Ucraina au informat SIS-ul de Republica Moldova despre faptul că George Simion s-a întâlnit cu rezidenți PSD la Cernăuți. Deci nu era nevoie ca cei din Moldova să primească o informație de la Kiev despre ce face George Simion la Chișinău. Despre aceasta se știa la Chișinău și probabil dacă vor dori vreodată să vorbească, vor confirma acest lucru. Dar păi, și la întrebarea mea, puteți că chiar vorbesc serios. Cine e Marc Căciuc? Da, îmi cer scuze că... Da. Marc Căciuc a fost ideologul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. Este o persoană
profund ancorată în relațiile cu Moscova, cu serviciile din Moscova, și este unul din oamenii PSB-ului la Chișinău, care coordonează anumite activități în Chișinău. Este o persoană care a plecat de la Voronin, de la comunism, după ce Voronin și-a stricat relațiile cu Moscova și după ce a pierdut puterea. Domnule, mai vedeți și dumneavoastră, vreți să cred că pe un asemenea personaj serviciile moldovenești nu-l monitorizau zi și noapte? Trebuia să bată în geam serviciile ucrainene să zică, vedeți că ăsta care dar e important pentru voi. Dar eu nici nu am văzut pe acest Kachuk, doamna Zamfir. Eu cunosc cine este acest Kachuk. Este un politician pro-rus, dar nu m-am văzut cu el. Încă o dată vreau să vă informez, repet, Marc Kachuk s-a întâlnit la Chișinău și serviciile moldovenești știu de chestia asta, informația n-a fost primită din Ucraina, fiindcă George Simion, din informațiile pe care le-a primit aici, de la domnule Șalaru, s-a întâlnit la Chișinău și ei iau acest lucru. Există probe aici? Domnul Șalaru. Eu v-am spus din start. Așa. Informația o am de la șeful SIS. Nu l-am monitorizat eu pe George Simion. Domnul Șalaru, haideți că memoria încă mă ajută, mai ales că recent avuserăm acest dialog aici la Sinteza Zilei. A zis așa, că după expulzarea lui Simion din Republica Moldova în 2015, atunci deputat dumneavoastră fiind la Chișinău, l-ați contactat pe șeful SIS să-i cereți explicații de ce a fost expulzat Simion. Șeful SIS mi-a declarat că a primit această informație de la serviciile ucrainene, care îl monitorizează de mulți ani, și că la Chișinău Simion se întâlnește des cu Marc Kachuk, om de servicii rusești. Deci așa ne ziserăți aici, este transcriptul după Sinteza Zilei, preluat de Adevărul și de alte publicații. Bună. Da, păi eu nu am confirmat același lucru. S-au întâlnit la Chișinău cu Marc Kachuk. Iar la Chișinău cu rezidentul PSB-ului, care nu era Marc Kachuk, era altă persoană. Sigur. Domnule ministru, cu tot respectul, mă numesc Florel Tăbăcaru și trăiesc de vreo 40 de ani în partea ailaltă a baricadei. Domnule ministru, eu acolo, indiferent cine e, când să iau unul din român de-al meu, fac urât. Acolo, când să iau unul din basarabean, un moldovean de-al meu, fac urât. Domnule ministru, v-a întrebat domnul Gâdea și cu cel mai mare respect militar vă întreb și eu. Domnule, aveți probe pentru că George este român. Dumneavoastră sunteți român-moldovean. Aveți probe pentru că mie nu-mi place. Nu mă interesează Ucraina, n-am eu treabă. Pe mine mă interesează de ce un român-moldovean, adică dumneavoastră, are vorbe, mă iertați, nu tocmai bune, despre alt român de-al nostru, George Simion. Atât. Vă rog frumos. Da. Cred că ați văzut cu toții despre ce vorbim. Nu, lasă, George. George, nu, domnule Simion, n-am văzut. Aveți încă multe lucruri de explicat și dumneavoastră. Sigur. Nu profitați acum. Nu profitați că n-am scăpat. George, lasă-l pe domnul ministru, te implor. Lasă-l pe domnul ministru. Da, domnule ministru, urechile la dumneavoastră. Eu am făcut această declarație fiindcă vreau ca cetățenii români să cunoască adevărul. Care adevărul? Proba că cetățenii români nu se iau după ce a zis ăla, ce a zis ălălalt, ce a zis securitatea dumneavoastră și ce a zis securitatea din Costa Rica. Probe. Ați fost ministru apărării. Îl chemați păra, face așa din trăutie și zice... Domnul ministru, stați puțin. Această discuție pe care dumneavoastră ați scos-o pe tapet, e declarația dumneavoastră, de aici vin și alte elemente. Da? Da. Și acum vreau să vă întreb ceva. Domnul, aflăm despre domnul Simion că are interdicție și în Ucraina are 3 interdicții în Moldova. În momentul în care ați avut discuții respective, dumneavoastră nu ați fost orice demnitar, ministrul apărării în Moldova și aveți și ați avut acces la tot felul de informații. Domnule, dar de ce domnul Simion este interzis să intre în Republica Moldova? Care sunt răspunsurile care vin spre Moldova? De ce este interzis domnul Simion? Nu eram ministru atunci când domnul Simion a fost expulzat de Republica Moldova. Unu, nu știu care a fost motivația pentru care a fost deportat din Republica Moldova, George Simion, dar faptul că un român are
interzis să intre Republica Moldova este un lucru grav care dă de bănuit. Eu cred că serviciile sau dumneavoastră puteți obține această informație de la serviciile din Republica Moldova, o informație detaliată. Dar pur și simplu nu ați avut nicio discuție, o secundă. Pur și simplu nu ați avut nicio discuție să aflați. Atunci când nu am fost de acord cu expulzarea lui George Simion de Republica Moldova, am solicitat informații de restul SIS și am primit această informație. Bun, dumneavoastră pur și simplu nu aveți niciun element cu privire la această deportare, la aceste interdicții de a intra în Republica Moldova și în Ucraina al domnului Simion? De ultima deportare din Republica Moldova nu am niciun element. Nu eram funcționar al statului Republica Moldova când a fost făcut acest lucru și am aflat din presă. Ceea ce ține din Ucraina, abia zilele astea am aflat când a apărut acest articol într-o instituție de presă din Ucraina. Nu am știut că are interdicții de intrare în Ucraina. Ok. Bun, domnule Simion, în momentul acesta sunt totuși niște lucruri cam neclare, nu? Aceste interdicții vreau să le lămurim și vreau autoritățile statului român cu atribuții în domeniu. Păi da, dumneavoastră s-a făcut vreo scrisoare către autoritățile statului român, către directorul SRI, SIE, eu știu cine se mai ocupă, ați făcut vreo adresă felul acesta? Am făcut către Ministerul de Externe, păi, către puțin. Ambasada României la Chișinău, către Ambasada României la Cernăuș, dar vă spun eu ce răspund cei de la Chișinău, care e problema cu mine. Care e problema? Reprezint un pericol la adresa statalității Republicii Moldova. Pentru că eu și mulți alți unioniști n-am mai vrea să existe statul Republica Moldova, am vrea să existe un stat unit România și cu Republica Moldova. Păi bun, dumneavoastră a spus mai devreme că faceți o interpelare către serviciile de informații să spună dacă dumneavoastră ați fost bănuit sau aveți o problemă prin contactele pe care le-ați făcut cu anumiți ofițeri de rang înalt din Rusia. Mediul politic sunt agenți străini și reprezintă interesele altor state. Asta o să fac mâine, că astăzi nu a fost activitate la Parlament și văd că tot continuă. Nu știu dacă serviciile de informații vor putea da o astfel de informație despre cei care conduc anumite partide, dar George, în legătură cu mine...